Elevii își pot vedea mediile finale de la evaluarea națională după contestații. După soluționarea contestațiilor din județul Suceava, 88 de elevi au primit note mai mari la limba și literatura română, iar 16 au reușit să-și îmbunătățească rezultatele la matematică. În același timp, 23 de lucrări au fost depunctate la limba română și 3 la matematică. Următorul pas pentru absolvenții de gimnaziu pentru admiterea la liceu este procesul de repartizare computerizată. Anul trecut, cel mai bun liceu, după ultima medie de admitere, a fost Colegiul Național pentru Rareș din Suceava. Înainte de rezolvarea contestațiilor, absolvenții de gimnaziu au reușit să obțină în proporție de 89,1% medii peste 5 la evaluarea națională, la proba de limba și literatura română, în timp ce la matematică, 80,5% dintre cei prezenți la examinare au trecut acest prag. După contestații, la limba română, elevii suceveni au obținut 40 de note de 10 în timp ce la matematică s-au luat 391 de note de 10. Cele mai multe medii au fost înregistrate de elevii Suceveni între valorile 9 și 9,99, respectiv 1234. Totodată, 10 pe linie au luat 29 de elevi, 21 de fete și 8 băieți, sau 11 fiind din mediul urban și 18 din rural. Reamintim că la evaluarea națională din acest an s-au înscris 6861 de candidați din care prezenți și evaluați au fost 6753. Admiterea la liceu începe pe 5 iulie cu completarea fișelor de înscriere de către absolvenții claselor A8. -a. Înscrierea în clasa 9 se face fără examen pe baza mediei de admitere. Media de admitere este media aritmetică între media generală la evaluarea națională și media generală de absolvire a claselor gimnaziale. Pe 16 iulie are loc prima repartizare computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clase A8 a 8 iar pe 17 iulie se afișează rezultatele.